Câteva zeci de mii de pelerini din toată țara, după modelul anilor trecuți, sunt așteptați să ia parte la manifestările religioase organizate pe 28 noiembrie la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Totul cu prilejul comemorării a 26 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, supranumit de credincioși Sfântul Ardealului. Sfânta Liturghie și Parastasul vor fi oficiate cel mai probabil în altarul în aer liber, ce se ridica lângă Biserica Mănăstirii Prislop, astfel încât toți credincioșii prezenți la acest eveniment religios să poată participa la slujbă. În ceea ce privește autoritățile județene, acestea au luat în calcul prezența unui număr mare de pelerini la comemorarea părintelui Arsenie Boca. Chiar dacă la drumul care urcă spre Prislop au început primele lucrări de modernizare, acestea vor permite accesul spre mănăstire fără prea mari probleme pentru credincioși. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a mai spus că principalele lucrări de modernizare ale drumului spre Mănăstirea Prislop vor începe anul viitor, iar atunci va propune ca acestea să se desfășoare pe parcursul serii și al nopții, astfel încât să nu fie probleme în ceea ce privește accesul cu autovehiculele spre zona lăcașului de cult. Pe de altă parte, autoritățile caută soluții pentru stoparea comerțului ilegal, ce se desfășoară pe marginea drumului, în apropierea mănăstirii. Supranumit Sfântul Ardealului, părintele Arsenie Boca este considerat cel mai mare duhovnic român al secolului 20. Părintele a trecut la cele veșnice pe data de 28 noiembrie 1989 la Sinaia, județul Prahova, și a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop.